și a luat păcatele noastre asupra Lui. Și mânia Tatălui, ca și cum fulgerele mânioase ale cerului s-abăteau asupra sufletului Lui zdrobit. În chinul acesta sufletesc, zice că a început să asude cu picături de sânge și să ceară cumva lui Dumnezeu să nu-L arunce de la fața Sa. Păcatul asta face, ne îndepărtează. Dacă L-am înțelege în adevărata Lui Hitoșenie, ne-am stinge din viață, ne-am zdrobi. Dar Dumnezeu nu ne lasă sub puterea aceasta. Nici nu înțelegem noi cât de păcătos e păcatul. A înțeles doar Hristos în locul nostru. Și Cel care se apleacă să primească puterea Lui Salvatoare. Ce făceau ucenicii în timpul ăsta? Că Domnul Iisus ducea lupta între viață și moarte în fața Lui Dumnezeu, plătind în dreptul lor. Ce făceau ucenicii? În conștiința noastră cum dormeau, bine mers. Așa e poza despre oameni, nu suntem altfel. Poate nu dormim la propriu, dar de fapt dormim duși. În fața acestei, dar ce să mai facă Dumnezeu să ne atingă? Frații mei, Dumnezeu să ne ajute astăzi. Nerostite cuvinte, nu? În urechile noastre, dar rostite în inimile noastre. Să ne convingă cu dragostea Lui Salvatoare. Să cutremure inimile noastre în aplecarea aceasta cu respect în fața jertfei măreții pe care am dus-o pentru noi. Ucenicii, chiar dacă au dormit în noaptea aceea, au continuat să fie iubiți. I-a scăpat de ce urma. Le-a cerut voie soldaților să-i lase pe ei să plece toți. Zice, dacă pe mine mă căutați, lăsați-i pe ei să se ducă. Asta e simbolul mântuirii. Rămân eu să primesc pedeapsa. Lăsați-i pe ei să meargă în locul meu, în cer. Au plecat ucenicii, toți. Haideți să plecăm și noi spre cer. Spuneau copiii, ultima cântare, copii, mai știți ce ați cântat? Mergem înainte. Mergem înainte. Înainte spre ce? Înainte era zicala, sau știu cumva, așa, în războiul al doilea mondial, a rușilor. Mergem înainte. Dar s-a dovedit că era foarte greșit felul lor de a face, pentru că mergeau la moarte. Câteodată, absurd, au pierdut zeci de mii de soldați degeaba. Îi mergeau înainte, frații mei. Mergem înainte, copii, la ce? Nu la moarte. La moarte mers înainte Domnul Hristos. Mergem la viață veșnică. Mergem la inima Domnului Hristos. Mergem să-L îmbrățișăm și să ne îmbrățișeze. Mergem să ne deschidă poarta de mărgăritar a cerului. Asta înseamnă mergem înainte. Scăpăm, lăsăm în urmă firea noastră, prostia, neascultarea, răutatea și mergem înainte spre El, care ne-a deschis palmele și a rămas așa răstignit să știm noi că ne primește. Cine mănâncă trupul meu, zice, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și El prin mine. După cum Fiul lui Dumnezeu a trăit prin credința în Tatăl, tot astfel trebuie să trăim și noi prin credința în Hristos. Tot astfel, o viață strălucită, perfectă, care se oferă pentru pieptul nostru, să o trăim și noi, în inima noastră. Asta e mântuirea. Nu să te strălui să devii mai bun. Deci, Doamne, nu sunt chiar așa de rău ca ieri. Uite, mai m-am luminat un pic. Nu. Să primim pe Domnul Hristos. Și diferența să fie de la moarte la viață, de la întuneric la lumină. Așa a fost cu ucenicii. Încheiem cu acest gând. Și apoi o să avem ocazia să încheiem sabatul sfânt cu meditația aceasta. Doamne, ce frumos! L-au văzut de departe, atârnând între cer și pământ pe cruce blestemate. Cu ei frânte, distruse de durere, l-au văzut pe Domnul lor prea iubit, pe Învățătorul lor slăvit, cum este huiduit, cum este batjocorit, cum este final dat în moarții. L-au văzut. Și-au rămas distruși în sufletele lor. Viața nu mai avea niciun rost pentru ei.
s-au ascuns în sâmbăta aceea în camera de sus și au baricadat ușile de frica pățirii la fel și pentru ei. Dar s-a întâmplat că duminică, pe când eram ei acolo încuiați, deodată a stătut, zice cuvântul mai familie, în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă, de ei vă puteți baricada, dar de mine nu. Vine Domnul Iisus în inimile noastre, dacă îl primim. Dacă nu îl primim, va trebui să plece. Eu sper să îl primim cu toții. Este bucuria și nădejdea care ne-a reunit împreună la picioarele Lui. N-avem niciun merit. Și ca să ne intre bine în cap, după ce facem închiderea sabatului, să avem ocazia să ne spălăm picioarele unul altul, ca slujitor. Pentru că n-avem niciun merit. Pentru mine, pentru bunătatea mea, pentru credincioșia mea, vă dau viața, vă pun să ședeți în Hristos în locurile cerești. Vă dau natura Fiului meu, vă dau neprihănirea Lui. Copii, veniți la mine sau nu veniți? Domnul Iisus spunea, dar tuturor celor ce l-au primit, prin Ioan, nu? Le-a dat dreptul să se facă copii de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca în pieptul nostru să bată o asemenea inimă și să curgă un asemenea sânge prin Cuvântul Sfânt, asimilându-l, prin prezența Domnului Hristos și Harul Său, să trăim și noi viața Lui. Amin.